Bun găsit, copii! Dragii mei, vreau să vă spun câte ceva despre un prieten al dacilor, strămoșii noștri, pe care îl chema Apolodor. Și pentru că se născuse în orașul Damasc, îi spunem Apolodor din Damasc. El era arhitect și sculptor, adică era mare meșter la zidirea caselor, a palatelor și a podurilor. Totodată știa să sculpteze și statui mărețe, ca de pildă statuia lui Traian sau Decebal. Pe dânsul, pe Apolodor din Damasc, împăratul Traian l-a pus să facă un lucru foarte important, dar și foarte greu. Un pod peste Dunăre, în locul numit Porțile de Fier. Pe acest pod, Traian a trecut oștirile lui peste Dunăre când s-a luptat cu Decebal. După cucerirea Daciei, Traian a poruncit lui Apolodor să înalțe un monument pe care să sculpteze întâmplări din războiul romanilor cu dacii. Acest monument se numește Columna Traiană și se află și azi în orașul Roma. Pe această columnă a sculptat în marmură albă, pe Decebal, pe Traian și sute de chipuri de daci și de romani în nepotolită luptă. Pe ele se vede și vitejia românilor și eroismul dacilor care își apărau țara. A sculptat-o, credem, și pe Dochia, drept cea mai frumoasă femeie de pe columnă. Dar știți voi de ce Apolodor i-a sculptat cu atâta grijă și talent pe strămoșii noștri daci? Pentru că i-a admirat și chiar i-a iubit. Și cum să nu-i admire și să nu-i iubească dacă i-a văzut cât de prețioase însușiri au? Se spune că Apolodor din Damasc avea și un motiv deosebit să-i îndrăgească pe copiii daci. Când lucra la pod, valurile Dunării, furioase, au răsturnat barca în care sta arhitectul când supraveghea construirea podului, înotând prin valuri, cu mare greutate a ajuns la mal. Era așa de istovit, încât nu mai putea merge. Doi copii daci, aflați pe aproape, l-au urcat pe uscat, pe un tăpșan cu iarbă și, vestindu-și mamele, acestea l-au dus într-o casă, i-au dat straie uscate și l-au îngrijit până s-a îndrăvenit. Știți voi, copii, oare ce dovedește asta? Că dacii erau oameni buni. Așa, buni și omenoși, cu toată lumea. Aceasta a fost povestea de astăzi. Vă aștept la o nouă întâlnire și săptămâna viitoare la Căsuța cu Povești.